Bună ziua! De mult n-a mai fost biblioteca așa plină de evenimente. Vă urez tuturor bun venit! Mă numesc Hagan Cristina, pentru cei care nu mă cunosc. Sunt bibliotecar și în această seară, alături de domnul primar Florin Ion și de colegii mei Mădălina Dolie și Costel Curilă, voi fi gazda dumneavoastră. Evenimentul găzduit astăzi este unic în felul lui. Nu pentru faptul că biblioteca noastră nu ar mai fi găzduit la sindicat. Unicitatea constă în faptul că Valmănescu, cumăneșteanul Valmănescu... Aplauze prelungite! De lanci al culturii Băcăoane și chiar dincolo de Băcău. Cam jumătatea lăncii. Lansează pentru prima dată în Comănești. Așa cum spune el însuși, citez. Când eram nevinovat, voiam să mă fac poetă. Ei bine, vinovatul din această seară, Valmănescu, scriitorul profund și pesimist, cu o scriitură plină de ironie și sarcasm, ne va face onoarea de a ne spune că totul e bine și nimic nu a durut. Alături de domnul Mănescu, stă criticul de artă, doamna Carmen Mihalache, și evident, un bibliotecar mai mare, domnul Adrian Jicu, de la Biblioteca Județeană. Deodată tuturor bun venit la Comănești. Iar înainte de a încheia, am încheia cuvântul de deschidere. Domnule Valmănescu, ne bucurăm cu toții că nu ați uitat Comănești. Nu în ultimul rând, am să vă transmit un mesaj de la cineva care vă iubește și care și-ar fi dorit să fie prezent aici. Citez. Astăzi este despre Valmănescu. Spre deosebire de James Bond, Val folosește în loc de pistol mașina de scris, mai nou computer, iar tastele sunt gloanțe. Și mitraliază periodic, ceea ce îl face mai erou decât personajul, adică despre James Bond. Se bate cu demonii, vii și închipuiți, cu mitocănia și grobianismul, își urcă iubirea până la cer, e sensibil, sarcastic, pare nemilos, umorul lui cresează și lasă urme. Val e un copil mare, un copil rar și prietenul meu de aproape 30 de ani. Astăzi, Val își lansează noul volum, totul e bine și nimic nu m-a durut. La cum îl cunosc, știu că maschează. Oare acolo? Pentru că totul nu e bine. Bătrâne, ai dreptate când spui că nu vei fi un bunic de rahat. Citez. Dar greșești când clamezi că viața extrauterină este grea. E doar farșivă. Am încheiat citatul de la Ionuț Tomescu, care vă iubește. Nu, stați așa, stați un pic. Cine a făcut scenariul? Scenariul? Cine a făcut regizorul? Eu vreau să-i mulțumesc, doamne Cristina, pentru cuvântul de deschidere, e foarte frumos. Am aici un act de donație și vreau să las bibliotecii din Comănești câte un exemplar din toate cărțile pe care le-am scris-o, 7 până acum. Să vi le și prezint, dacă mai știu un mod din așa. Prima este Delict de memorie, pe care am scris-o, am tipărit-o, de fapt, în 1993. Cam gălbejit așa, dar să știți că e de la Oradea. Am găsit-o cu mare greutate într-un anticariat la Oradea. A doua este o carte la care țin foarte mult, care se cheamă O zi dinaintea sfârșitului lumii,
În ceasă nu se mai găsește. O carte la care țin foarte mult e ilustrată de un grafician extraordinar, Tudor Jebeleanu, și coperte, probabil. Tudor Jebeleanu este fiul marelui Eugen Jebeleanu. Și apoi am scos Efectul placebo. O carte scoasă la editura Babel din Bacău și care e scoasă pe hârtie reciclabilă din Ciorlovacea, pusă cu mare greutate. Am așteptat 6 luni de zile să vină hârtia. Așa. Următoarea este o carte de proză, Dimitrie Rugă Tăcerea. Greu, cred că s-ar putea să mai fie pe aici, pe acolo, dacă o căutați pe internet. Eu n-am decât exemplarul pe care se găsește într-un singur exemplar. Restul s-au disipat în masa de iubitori de literatură. În Dimitrie Rupe Tăcerea am câteva povestiri în care se regăsesc și personaje din Comănești. E roman cu cheie. Nu e roman, este o carte de proză scurtă, dar care au legătură... Au legătură. Da, stai, personajele de comunistii. Da. E inorul. Acum nu mai știu care a fost următoare, dar cred că asta, Menghena cu inimă. Nu. Ochiul fără plape. Carte scoasă relativ recent. 2018. Menghena cu elice. Ilustrată de asemenea un prieten care nu foarte bun, un pictor senzațional, în special de biserici, care este stabilită în București. Se face ce grafică superbă. Este Horia Gheorghe, se numește. Și, în sfârșit, ultima, care mi-e cea mai dragă, pentru că așa e la ultimul copil, ce cel mai drag. Totul e bine și nimic nu m-a durut. Ilustrată de mine însumi. Cu lucrurile viitoare. Aceste cărți le înzăruiesc bibliotecii cu rugămintea să fie păstrate. Nu le dați la împrumut pentru că unice. Aici actul de donație pe care vă rog să-l semnați, să-l stampilați și să-l dați și un exemplar. Atât deocamdată și acum am înțeles că domnul Jicu vrea să... Nu vrea? Da. Deci facem o pauză. Toate lucrurile bune încep cu o pauză la România, adică... Un intermezzo muzical. Da, ia uite. Că l-avem aici pe... Ștefan Arvinte, despre care nu știu mare lucru, în loc de concertul lui, o să-l prezinte. Da, îi cunoșteam de-al nostru, Jeff Recep. Așa. 14 ani, clasa 8-a, copil extraordinar de bun. Bun, că-i bun, e bun. Cu ce se ocupă el? El e la școală. Unde? La generală 1. Și dânsa e mama dânsului, să vorbească dânsa. Unde e învățat? Unde e învățat la pian? Cum? Doamna Minghiure, prima dată la centru, din aproape de Zăvoi. Prima dată. Ai profesorul dânsului e Lucia Iordache. Așa. Ce vrei să ne zici? Mai multe singuri diferite, mai mult... Una singură deocamdată, da? Și pe parcurs mai interior. Ia să zic, ce? Dar prezintă-o, spune ce, cum se cam. Să vedeți, să-mi spune de ei. Mai multe, una străină, una este românească, nu contează. Nu e Sweden. Cum? Nu e Sweden. Nu e românească. Thank you.
Doamna, tu e bun. Se poartă în ziua de astăzi? Nu, e, da. E chiar de în trend. De genere, așa, bun. Înainte de toate, domnule primar, doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi studenți, dragă Val, dragă Val, să convin. Sunt cu urechea stângă la tine. Așa. De unde să începem, e și asta o întrebare, pentru că întotdeauna tu îți faci un plan, un fel de socoteal, un fel de desfășurător, un mic scenariu. Yes. Întotdeauna, nu că nu iese, dar pare că e mai bine așa, e mai plăcut așa, să apară tot felul de chestiuni neprevăzute, de surprize plăcute și așa mai departe. Bun. Înainte de toate, mă bucur să revin la Comănești după niște foarte mulți ani. Domnul profesor Colăcel, cred că are memoria mai proaspătă decât a mea. Nu mai știu câți ani sunt la inspecția aia când ne-am râs noi, cum spun elevii de astăzi, despre metodele tradiționale și moderne în învățământul gimnazial și liceal și despre ce bine arată viitor, că sună, nu viitor, sună, nu arată. Dar poate să avem timp să povestim. Mă bucur așadar să fiu astăzi aici. Nu știu ce a fost în mintea lui Val Mănescu în momentul în care m-a rugat să... A, de fapt nu, stați că știu, mi-am dat seama. Avea, nu, pe lângă faptul că nici acum nu știe, avea nevoie de un șofer. Asta era. Astăzi nu sunt aici nici în calitate de profesor la universitate, nici de director al bibliotecii, nici de redactor la Ateneu, nici de doamna Carmen, critic de artă, nici de altceva, sunt în calitate de șofer. Nu-i, cum să spun, n-ai în fiecare zi acest privilegiu de a aduce la Comănești, de a aduce acasă un poet, și nu orice poet, un poet ca Val Mănescu, care are un fular despre care i-am spus că e cu totul și cu totul special, care mi-a amintit de mie de ani de liceu, când erau la modă culorile astea ale Borussia Dortmund. Erau alte, devenim nostalgici. Dar hai să ne ținem de program. Am aflat din mers așa că nu sunt aici ca să vorbesc despre cartea lui Val sau despre Val sau despre poezia lui, ci sunt aici ca să fiu moderator, vorba lui Caragiale. Primesc cu plăcere. O să facem și asta, nu e nicio problemă. O să strecor și câteva cuvinte despre această carte. Într-un fel am sentimentul că e redundant, pentru că am scris postfața acestei cărți și asta o să o dau din casă, o să fac niște mici dezvăluiri, dar Vali obișnuit și când am făcut lansarea la bibliotecă, l-am compromis și acolo, l-am făcut de râs, am spus toate, am zis o bună parte dintre dedesubturile acestei cărți, pentru că am avut șansa să am pe mână manuscrisul, undeva prin primăvară, Val mi-a spus bătrâne, m-a sunat și zice, bătrâne, fii atent că am un nou volum de versuri. Și eu, în același timp, m-am mirat și m-am bucurat, pentru că el are un obicei dintre ăsta așa, are un soi de precizii de metronom. S-a stricat în ultima vreme, dar își revine. Adică primul volum în 93, al doilea în 2003, cu o cadență așa la 10 ani. Pe urmă a trecut la 5 ani, cu 5 în alu, în 4 ani în 2018, pe urmă în 2020. Acum a revenit la 2023, deci suntem cumva pe 93, 2003, 2023. Următoarea a zis că nu e în 2033. A zis că o să fie mai repede, că îl vizitează muza la urma vremii, ceea ce este bun. Cert este că în primăvară, ca să revin la, să nu-mi uit gândul, primesc telefonul ăsta și îmi spune, am un manuscris, cred că s-a legat un nou volum. Ferește, m-am bucurat, zic, bătrâne, trimite-mi-l, pac, aștept, primesc e-mail, zic, ce dorești, ce poftești, cum să facem? Zic, ceva, un text, o prefață, o postfață. Zic, gata, zic, mie dăm termen că eu așa lucrez, am multe pe cap, dar dacă știu că până la data de trebuie să scriu textul, mă execut. Bun, citesc, îmi plac așa, Val dispare. Nu mai știu nimic de el, câteva luni, dispare din peisaj, dispare de pe ecran, primesc tot felul. Era să dispar de tot. Păi asta zic, adică primesc tot felul de vești contradictorii, unii zic că nu știu ce, alții că nu știu ce, lumea vorbește de întâi că e bolnav, că e grav bolnav, că e internat, că e nu știu ce. A rămas volumul în aer, cumva, toată ideea asta, mai ales că mi-a plăcut să poemele astea și am rămas cumva cu un sentiment, cu un gol dintr-o zi, bă, e păcat ce se întâmplă. Și când colo în septembrie, când toată lumea îmi spunea că gata, că nu se mai poate face nimic, telefon de la Val. Ei, în momentul ăla m-am luminat. În momentul ăla zic, stai așa că treaba e bună.
și îl aud la capătul firului, cum să zice, fir, care fir? Da, firul, să zicem, capătul firului, așa e când din comunism rămâi cu niște... Firul wireless. Firul wireless, așa, ieși la un fel de fir. Cert e că m-a bucurat enorm să iau vocea, un pic stins așa, nu știu, salientar, nu-mi dau seama nici acum, sau o juca, el are chestiuni dintre astea, histrionice, nu știu, îl cunoașteți mult mai bine decât mine, că vorba aia e comăneștean de-a dumneavoastră, adică e fiul, cum? Unii. Unora nu îi se arată nici măcar acum, adică el se ține bine după mască, o să mai vorbim despre măștile lui Balmănescu, despre măștile poeziei sale, e una dintre coordonatele esențiale ale acestei cărți, ale celorlalte cărți pe care le-am citit, am acest defect. Revin, cert este că Val s-a întors printre noi, cum s-ar zice, și mi-a spus de pe patul de spital, bătrâne, scoate-mi cartea aia, ai scris prefața? Și zic, în două zile o ai, ce faci cu aia? Cert este că Val s-a întors printre noi și a pus și un titlu cu skepsis acestei cărți, o să mai vorbim și despre asta, dar pentru că n-aș vrea să lungesc prima parte a intervenției mele, a micii introduceri pe care o fac, o să rog pe doamna Carmen Mihalache să deschidă balul și să ne spună câteva cuvinte despre această carte, despre felul cum se vede acest volum de poezie dinspre critica de artă, dinspre critica de teatru, dinspre un om cu o sensibilitate aparte, nu cred că mai e nevoie să vă spunem cine este Carmen Mihalache și să vă vorbesc despre cărțile sale de eseuri, despre articolele sale, despre pastilele sale din deșteptare și despre tot ceea ce face. Așadar, Carmen, ai legătura, nici nu, eu am să stau așa în stânga, ca un moderator ce sunt, nu o să mă mai așez. Pentru că ai pronunțat cuvântul histrion la un moment dat, am să vă spun că Val este un mare iubitor de teatru, a făcut foarte multe spectacole, simt de teatru, de fapt unul dintre visurile sale a fost acolo de a deveni regizor. A și făcut în practică, cum vă spuneam, foarte multe lucruri frumoase, foarte multe lucruri pe care le-a pus în scenă. Eu, ca să rămân puțin pe teritoriul teatrului, știam că vine Adrian Jitu, care e critic și istoric literar, este și romancier și i-a scris postfața la această carte. Eu sunt precum Horatiu, care îl însoțește pe Hamlet, deci un însoțitor de drum, un prieten. Avem o prietenie destul de veche și acum câțiva ani, când timpul parcă avea mai multă răbdare cu noi, din ce în ce are mai puțină, cred că sunt vreo 20 ceva de ani, când stăteam de vorbă despre Dilema, era una dintre revistele nou apărute și ne plăcea spiritul ei viu și comentam niște articole, așa, și din când în când Val plasa pe chestia așa, hai nu fi patetic, că așa. Vlad nu suportă patetism. Și apropo de titlul acestei cărți cu nimic nu m-a durut, vreau să vă spun că felul în care oamenii și-au exprimat durerea ține de un anumit cod cultural, este un test cultural și de o anumită epocă, pentru că sensibilitatea oamenilor se schimbă în funcție de epocă. De fapt, în secolul al XVIII-lea, dar n-am să vorbesc secular și așa, să spun foarte puține lucruri legate de teatru, pentru că eu sunt critic de teatru. În secolul al XVIII-lea, oamenii plângeau la teatru. Pe urmă, a început o diferențiere, deci exprimau emoțiile lor. Și mai mult, oamenii din popor erau cei care se exteriorizau. Nobilimea, așa, care stătea la loji și la asta, nu a mai plâns în public. Și acum, fiind la Cehov, la răscruce de secolul XIX-XX, pentru că Val are un vers foarte frumos, cred că este o vodcă romantică între Chopin și Cehov. Cehov care în didascaliile lui, în indicațiile la piese, scria mereu printre lacrimi. Deci exteriorizarea aceasta emoție așa, nu mai era pe placul spectatorului și a oamenilor, așa, la început de secol 20. Iar Valéry Larbaud, la un moment dat, se întreabă unde se duc lacrimile care nu curg. Se duc în inimă.
Eu cred că poezia lui Vlad, lui Val, are, Vlad este fiul meu cel mic, are un fel de pudoare a sentimentelor care nu se schimbă. Sunt interiorizate, sunt niște, este o emoție conținută, dar este o emoție foarte puternică. Vlad este un lucid, un cerebral, dar să nu credeți... Iar mi-a zis Vlad. Iar mi-a zis numele. Iartă-mă. Dar asta este să fie o chestie de afecțiune, de așa cu Vlad. Deci, nu aici. Da. Cu etichetele. Da, Val. Da? Val. Ce e Val, nu trece pe Val. Deci este poezia unui cerebral, așa, care însă are o sensibilitate, cum se spune, a fleur de peau. Deci o hipersensibilitate și asta ne amintește de unii de poezia franceză, la care la un moment dat unul dintre, cred că la Ford, sau le-a spunea, ne me secuie pas, je suis plein de larmes. Deci nu trebuia să-l clapin, să-l așa, pentru că era plin de lacrimi, dar tot așa erau niște lacrimi conținute. Și îmi place foarte mult un anumit sunet frânt, un sunet muzical și în Cehov, în Livada de Vișin, care este un poem al extinției, se aude la un moment dat un sunet nelămurit. Dar la Vlad, la Val recunosc, nu este. Asta este, știi că se rămâne o chestie la Val, deci recunosc un fond muzical, la un moment dat este, cred că în fundal, este Pink Floyd și este un poem foarte frumos cu dezmoșteniții sorții, cu oamenii, cu unii dintre cei mai triști dintre noi, Dezamparados, cred că sunt Dezamparados și este o fată în blugi, este Dezamparados, sunt oamenii fără speranță, sunt fără acoperiș, le homeless, le sample, da. În favelas. În favelas. Și încă mai este un poem foarte frumos care are mult, mult din muzică, așa este o Malagenia Salerosa. Deci, cred că aseară, recitind poemele lui Val, am și dansat în gând, pentru că Carmen, știți că vrea să-l cucerească pe Don Jose, așa, zice, hai să-ți dansez. Așa. Este foarte multă, foarte multă sensibilitate, cum v-am spus, în aceste poeme și multă emoție, dar nu este una pe care Val Mănescu să o eschibe. Deci ea este totdeauna interiorizată și cred că de aceea este și mai puternică această emoție. Ce aș mai putea să spun despre Val Mănescu pe care face? Mie nu place să vorbesc mult de obicei și de totdeauna la orele de literatură, deși am făcut facultatea de literă, pe urmă m-am specializat în teatrologie, așa, nu mă atrăgeau orele în care trebuia să demontez, să analizez o poezie ca și cum ai demonta un mecanism, așa. Îmi place mult mai mult sugestia și nici în teatru, de pildă, nu-mi plac scenele explicite, acum sunt și scene de sex foarte multe și foarte multe nuditate și cred că aș prefer oricum să mă lase pe mine să-mi imaginez. Și poezia lui Val lasă un spațiu liber al imaginației. Oricum, este tulburătoare pentru că este o poezie confesivă, este o poezie care este scrisă cu sine. Cred că Nichita Stănescu la un moment dat spunea că poetul face hemografie, deci scrie cu sângele lui, scrie cu sine și eu aștept și următorul volum pentru că și el spune la un moment dat că și nu voi lăsa moartea înaintea poeziei, poezia este viața lui secundă
Cred că Dylan Thomas spunea la un moment dat, care a murit foarte tânăr, așa, și moartea din poem superb, și moartea nu va avea împărăție. Deci, câtă vreme suntem vii și câtă vreme avem imaginație, avem talent, cum este cazul lui Ival, așa, acesta este și un refugiu și este arta, este o viață secundă. Și am spus că vorbesc foarte puțin și asta și mă reîntorc la teatru, la unul din marii mei dramaturgi favoriți, la Arceto, care îmi spunea, nu îi plăceau chestiile astea, savante, vorbăria inutilă, îi plăcea firescul vieții, spunea despre viață, o numea Sfânta Sfintelor și spunea la un moment dat, când aud cuvântul artă, zice, mă tem de cuvântul artă, așa cum se sperie precupețele de stafic. Așa că nici eu nu vreau să... Alții voiau să tragă cu pistolul și când au cuvântul cultură. Val, val, val. Deci felicitări pentru cartea. Dar poate ne citești un poem din cartea nu pe care zici că ai citit-o. Dacă nu chiar acum, mai târziu. Să alegi din mână. Ar trebui să am alță o pereche de ochelari. Trebuie să-i caut. Aha. Pe cu șarpele în poate, nu așa îmi simită. Nu zic, și șarpele din micul prinț. Ca. Și cred că, ca. Da, aia din cartea junglei, nu? Este un șarpe în Micul Prinț și am convinsă că Val îl iubește pe Micul Prinț, care spune atât adevărat că esențialul nu se vede decât cu inima. Și că, într-adevăr, uneori folosim prea multe vorbe despre poezie, care este un limbaj al ei și care nu este referențial, este autoreferențial. Și poezia confesivă, ironică și autoironică, ceea ce este un semn al unei inteligențe ieșite din comun, toată această ironie și asta își cade foarte bine lui Val, cu care mă distrez, ne distrăm reciproc, așa, și nu patetizăm. Deci, mă duce înainte. V-am felicitat pentru volumul tău și ne așteptăm și pe următoare. Poate mai când de copil, dar mai avem treabă, până acolo mai avem treabă, mai avem câte un intermezzo muzical, dar până la intermezzo muzical mă bucur că lecturile ni se întâlnesc, pentru că și ea a sesizat pe bună dreptate că e mult sentiment, că poezia lui Val se citește nu doar cu mintea, nu e doar o poezie cerebrală, este și asta, dar e primul și în primul rând o poezie care ascunde multe emoții. O ascunde, dar cititorul o va găsi și sunt convins că în momentul în care veți citi cartea veți avea clipe reală, delectare și veți descoperi în Val Mănescu un sentimental. Acum îl rugăm pe Ștefan să treacă la cea de-a doua bucată pe care și-a propus-o și după aceea sigur continuăm cu domnul profesor Bolăcel. Păi, dar v-am dat din timp, adică să le lăsat. Zici eu acum? Încă nu, nu?
nici dacă ne-am fi vorbit, nici dacă aș fi stabilit dinainte cu Ștefan, nu cred că găseam o bucată mai potrivită cu sensibilitatea pe care exprimă versurile lui Val. Mi-am amintit Val acum, ascultându-l pe Ștefan, de ce mi-ai gândit cu muzica aia corsicană, de Simu Corsi, sunt niște sonorități de felul ăsta, așa. Dar să trecem la domnul profesor Colecel, pe care îl rog să ne... Să mă iertați că nu pot să vorbesc din picioare, pentru că doare de ființă nu pot. Dar vorbesc destul de tare și sper să fiu auzit. Puteți vorbi din cap, nu din picioare. Îl cunosc de mult, Eval Mănescu. Nu știu dacă el mă mai ține minte. Și apoi... În conjunctura intelectuală rasată în care se află, ce mai contează. E o surpriză pentru mine acest volum. Textele revoluționar poetice și de-a dreptul scandaloase de prin 1903, mai încoace, s-au cam liniștit. Mai au puține ecouri azi. Titlul acestui volum îl suspectez discret, deoarece despărțit. Oarece nesinceritate. Ori de recunoaștere cu o autoironie severă a unui parcurs existențial pe care el și l-ar fi dorit sub cupola altor aspirații. Las generalitățile și intru pe text. Eu, când citesc un volum de versuri, mă uit întâi la aspectul strict literar și la mai puțin și mai puțin la mesaj. Care va să zică? Nici nu m-aș fi mirat să nu fie așa, e o risipă de termeni și expresii englezești care mă pune lângă gard. Eu, când am terminat clasa a patra, am dat examen la citire, la aritmetică și la limba rusă. Cine termina clasa a patra în satul meu natal, deja mirosea a intelectual. Eu am dat examen la limba rusă. Știu limba rusă binișor. Și la ce îmi folosește? Am mai făcut limba rusă, limba franceză. Și la ce mi-ajunge? Astăzi, dacă nu știi engleză, ești terminat. Și eu din engleză nu știu, am mai spus-o de multe ori, decât două expresii de bază. How do you do though? Și tu bei, ori tu nu bei. Astăzi, dacă nu știi engleză, ești mort. Ori, dacă îl citești pe prietenul, ce să citești? Găsești, le-am luat de toate, că referințe livrești. Ia uzea, Rolling Stones, Bing Bang, Blues Primitiv, Spirală Web, Pixel, Epidemie de Rammstein, cum s-o fi pronunțând. Wireless, dacă așa s-o fi pronunțând. Blue Slim, dacă așa s-o fi pronunțând. O
Pink Floyd, YouTube, în sfârșit ceva care s-ar apropia puțin de ce știu eu, Desamparados din Costa Rica. Și celebra replică, Houston, avem o problemă, dar iată-te și niște trimiteri care mă încântă la Chopin, la Chekhov, la Wagner și pe undeva la Beethoven, sonata lunii. Dar tăcii în engleză, eu stau și mă uit pe vereți. Că n-am. Și nici nu mai am timp să o mai învăț. Merg, eu sunt cel care urmărește expresia poetică, am spus-o. Și nu în primul rând mesajul. Auziți metafore din prietenul despre care vorbesc aici. Cum le lucrează Valmănescu? Preoteasă de sentimente. Raza de soare plutește sub plapele tale. O, Doamne, ce frumos sună! Cursul de poezie zadarnică. Și să merg mai încolo la... Dar încă mai am niște metafore. Traficant senzitiv de mimoze. Dar iauzi epitet, că epitete sunt multe și toată lumea le știe, dar nu le găsești ca la Valmănescu. Amurg mediocru. Evenimente veștere. Contra. Asta e pe terenul meu, cu viața am predat gramatică, condițional, optativul pervers. Ai nu că la asta nu mă gândeam. O zi fără noi, mă. Sau noi fi știu cum să hrănești din palmă virusul vagabond. Toate astea sunt niște minuni literare pe care le-am căutat cu răbdare, le-am scris de vreo, de când am cartea asta la îndemână, nici măcar nu i-am primit-o de la... De la menestrelul nostru. Ah, uite că mi-a arătat. Dar auziți? Epitete. Mucegaiul atletic, plăceri cafiene. Păi n-am găsit de mult așa ceva, am avut răbdare, le-am luat, le-am notat și le-am lăsat așa. Dar am luat după aceea niște expresii care pe aceea am spus că nu mai aparțin lui Valmănescu de acum zeci de ani de când a debutat, nu. Valmănescu are devenit poetul pe care îl așteptam eu și am argumente. Și terminându-se călătoria, alta începe. Cine știe, dragul meu, din marginea iernii deja am parte de prelungiți, strângeți aripile în jurul inimii mele. Viața mea s-a săturat de trăit. Distinsul literat, profesor universitar, doctor, care a vorbit înainte și nu mai zic nimic, a zis în postfeață că principala caracteristică a acestui volum e refamitea.
mă gândisem și eu după ce am citit, dar când am văzut că, am zis că nu. Mă mai gândesc, este, nu i-aș spune chiar de amite, nu i-aș spune nici, nu-l cunosc, nu-l știu, cel de pe pagina a patra, Robert Sherman, că e vorba în acest volum de un dezastru. N-aș zice nici că e amite, nici că e dezastru, dar e. E câte o bucățică din fiecare este, dar nu ca esențial. Pentru mine, așa cum bine mie, eu așez acest volum sub semnul unui vers de capăt. M-am ales cu singurătatea prelinsă pe față în șiroaie platonice. Poate pe aici, pe undeva, poate aici, spre capăt, e ceva orgoliu. Și e milă de el, pentru că cea mai mare și cea mai gravă, știu eu, anticalitate pe care am avut-o eu, a fost orgoliul. Și eu știu ce înseamnă să te asuplească orgoliul. Mie mi se pare că aceste versuri, acest volum se așează sau se așează, Doamne ferește, sub semnul orgoliului. Și apropo de orgoliu, ia auziți-l cum zice într-un loc. Nu vreau mângâierile voastre. Nu-mi doresc compasiune. Eu parcă n-aș fi pus tipul acesta, că nu mi se pare până într-acolo de sincer. Eu i-aș fi propus tipul uneia dintre poezii. Nu vreau să las moartea înaintea poeziei. Și apropo, am înțeles că volumul este ilustrat cu imagini ale autorului, care, din punctul meu de vedere, țin spre încoace de tot, de pictura modernă, contemporană. Când am văzut undeva pe o pagină poza aceea numită Urlet, m-am dus direct cu gândul la strigătul acela fantastic al lui Eduard Munch de pe pod. Eu zic că tot ce spune omul ăsta acum e cu totul altceva decât ce știam eu. Și faptul că Val Mănescu e comăneștean de-al meu, eu vedea spune că el e comăneștean, eu sunt comăneștean, mă rog, cum sunt. Mă bucur teribil și presupun că peste vreo 10 ani va mai publica un volum și mai fi decât ăsta. N-am să-l apuc, dar el să-l publice. Și dacă n-am citit foarte bine ce a scris el și nu l-am înțeles, lăsați-mă să închei cu un vers de-al lui, care zice așa: mai citește o dată, poate pricepi. Mai spune ceva dacă poți, profesorul Colă, cel pe care mă bucur să-l regăsesc în formă, în verbă, cu același umor pe care l-am apreciat cu niște ani, cu niște mulți ani în urmă. Se întreba la începutul intervenției sale, dacă vă amintiți, la ce folosește limba rusă. Uite la ce folosește, că știi limba rusă. În
ajută, îl ajută poate fără să-și dea seama, chiar dacă nu vrea să recunoască. Mă bucur că a rămas la fel de cărcotaș, pentru că despre asta e vorba când prezint o carte, despre asta e vorba când prezint un autor. Ăsta e spiritul cenaclului de-al minter, dar dumneavoastră știți mai bine că de fapt aici suntem într-un cenaclu și asta iarăși îmi trezește de nostalgie. Adică ideea de cenaclu, instituția cenaclului e de mult fumată, cum se spune, și totuși, uite, la Comănești rezistă un asemenea cenaclu, ceea ce nu e deloc puțin lucru. Chiar pe drum m-a sunat cineva care vrea să reînceapă un cenaclu în Bacău. Apropo de ce mă întreba colega Violeta, cu cine am vorbit și despre ce am vorbit eu acolo? Că așa sunt femeile curioase. Cu cine vorbești despre poezie? Adică, lume, cine te mai întreabă în ziua de astăzi despre poezie? Ei, uite, mai sunt nebuni, frumoși și nebuni ai marilor orașe, ai micilor orașe, ai... important e că, uite, sufletul unei comunități e dus mai departe și prin poezie și, Ștefane, prin muzică, nu? Stai că la urmă nu era atent. Citea, uita, l-am întrerupt. Să mă iert. Din meditație. Din meditație. Ea însăși scrie poezie și nu orice poezie, scrie rar și foarte bine, foarte profund și are ceea ce se numește organ pentru
o receptare mult, mult mai apropiată de ceea ce înseamnă specificul poeziei. Tocmai de asta mă bucur că a putut veni când a auzit că îl balanțează la Comănești, a și spus, nu se poate, eu vin neapărat. Le-am dorit foarte mult pentru că n-am vrut să fiu prezentă la Bacău și am vrut să felicit pe Val la o lansare de carte și când am auzit că vine aici și că e locul lui de Baștină, m-am bucurat foarte mult. Eu am plătat în eram foarte tânăr aici, am predat 2 ani la școală Predica. Deci încă un motiv ca să vin, dar primul rând pentru Val, a venit pentru cartea lui. Deci nu vreau să vorbesc prea mult despre carte, vreau să, dacă mi se permite o comparație. Și apropo de emoțiile ascunse, despre care foarte frumos a vorbit Carmen Harache, aș vrea să spun că volumul acesta nou al lui Ivan Mănescu este ca un vin tare, aspru, cu arome ascunse și deosebit de fructe, de citric, cumva, cu arome de citrice. Și pentru că îmi place să citesc poezie, Vio pentru domnul profesor Colăcel. Facem un performance. Îi place limba engleză? Da. Da, în limba rusă, de exemplu, nu știu cum se traduce performance, dar probabil ca un mutant. Performance. E performance. Sunt poeme ascunse care sunt, de fapt, de dragoste. Sau de... Nu-l da de gol, nu-l da de gol! Da. Dragostea trutește în aer în toate, să știi. Și, da. Și el vorbește despre sine însuși ca despre un bărbat fericit într-un anumit fel. Sunt multe poeme aici care sunt... ambigue. Eu vreau să zic că sunt autoportrete, dar cum tu ești ambigu, deci mă apropiam, nu? Un caz social fără rezolvare. Un bărbat fericit este inutil. Ce izbând își mai poate dori? Un bărbat care atinge culmile fericirii. Dar ca să fie și mai frumos, tace departe de umbra inimii sale. Ah, inima lui ce minune, într-o carcasă de piele domnatică, un recipient de visuri închise în atemporalitatea unei gutui, cu semințele nimănui înfipte în carnea fără de rod. Numai cât n-a murit în prima linie să-și apere singurătatea de aplauzele mulțimii ironice, atât de mort era pe din afară, atât de viu în lăuntrul lui te refugia minimalist, în geamantan gol de plecări fără țintă, în așteptarea unui alt capitol, mai bogat cu un moment potrivit, care nu vine niciodată. Dar ce drept are el să fie fericit, dacă n-a știut să se bucure de absurdul acestei lumi, care deseori te face să râzi. E jenant să vezi cum se descompune pe trotuar un bărbat fericit. Doar bătăile inimii se aud dinspre catedrală, ca în ultima noapte de dragoste. Doar bătăile inimii se aud dinspre catedrală. Da, cum scriitul nici nu-i de mirare. Dar altceva e de mirare, trebuie să vă mărturisesc că am fost un pic confuzat, am fost un pic bulversat. N-am mai ascultat niciodată, vă mărturisesc acest lucru cu mâna pe inimă. Un splendid poem de dragoste pe acorduri de deșteaptă română. Asta e într-adevăr tulburător, e o provocare. E absolut o provocare, pentru că, știți cum e, mintea mea încerca să, așa, și inima îi trăgea palmul și spunea, deșteaptă. Acolo era vorba de bărbatul ăla care așa, și urechea, deșteaptă. Și Și neuronul? Dar și neuronul zicea Batman.
și m-am gândit la poemele tale despre patriotism, pentru că Val are, atinge inclusiv zona asta în care i-am bășcălit patriotismul ăsta de paradă, gol, lipsit de conținut, atât de caracteristic vremurilor pe care le trăim. Uite cum se creează legături cumva, apropo de improvizație, apropo de avem nevoie și de chestii dintre astea inedite, neprogramate și așa mai departe. Ludice. Evident, Val evident. Este un ludic. Val este un ludic, dar nu știa și Ștefan e un ludic. Adică, uite că s-au găsit bine. Dar este un ludic serios. Acum o să rog pe Mădălina Miron și sunt tare bucuros și sunt tare curios în egală măsură, pentru că Mădălina nu e doar poetă și foarte activă la cerancul ăsta, Mădălina e și studentă la Facultatea de Litere, adică uite că ne întâlnim într-un alt fel de dialog, nu e la de la curs sau la de la seminar, așa că Mădălina, te rog. Sincer, am să, nu pot spune refuz această invitație de a vorbi, în schimb, aș vrea să spun că dorința aceasta de a fi dumneavoastră moderatoră, a fost a domnului Balmănescu, dar nu se cuvine ca eu să vorbesc înaintea dumneavoastră, că până la urmă așa s-ar numi. Așa că aș vrea mai degrabă să vă dau dumneavoastră cuvântul și ulterior să înșir eu câteva gânduri pe care le-am smuls din inimă odată cu citirea volumului. Nu vă mai certați. Cred că așa ar fi corect. Nu vă mai certați că vine examenul. Nici nu vreau să vă supărat. Nu e vorba de supărat. Putem să o jucăm și așa, putem să o jucăm cu... Acum nici nu știu cum să fac. Pentru că iarăși mă aflu într-un conflict. Nu de interese, ci de nu știu ce să, adică... Ambarat de joa, de alegeri. Exact, pentru că te roagă o femeie ceva, nu se cuvine să refuzi, pe de altă parte tu aveai un plan, dar adaptăm și atunci îți spune acum înseamnă câteva cuvinte. Uite, vezi ce faci, Val? Unde mă atunci? În ce mai bun? La comunie, am înțeles. Bun. Atunci, facem în felul următor. Eu mi-am notat aici câteva rânduri despre Val. Nu de alta, dar știți cum e, de la o vârstă începi să uiți, mai auzi unde știa atâte române, mai îl mai auzi profesorul acolo, cel care te... așa. Și atunci, dragă Val, am formulat-o așa. Asta e scrisoare. E un fel de scrisorică. Chiar de amor, de fapt. Ajungem și la amoare, și la amor, și la... Deci atât de române. Ai puțin răbdare, estimabilă. Dragă Val, am citit poezia ta și îmi pare interesantă. Are o anumită atmosferă nostalgică și se referă la dificultatea de a găsi liniștea interioară în echilibrul emoțional. Folosirea metaforelor anatomice în relație cu dragostea și amintirile adaugă o notă originală și puternică de expresie. Deși contextul nu este clar definit, există o aluzie la Ziua Națională, cu menționarea României și a globalizării. Aceste elemente pot sugera un sentiment de captivitate și dorința de a te întoarce la rădăcinile și tradițiile proprii. Mai un pic. Poziționarea ta, dragă Val, ca o epavă ruginită, poate indica o anumită deziluzie și frustrare față de evoluția societății sau față de propriile experiențe. Totuși, poezia prezintă o dorință de a repara și de a reînnoi emoțiile. În general, poezia ta evocă o serie de sentimente și senzații complexe între tristețe și dorința de reîmprospătare. N-am zis vehement. Am apreciat modul în care ai exprimat aceste gânduri și emoții folosind imagini și metafore puternice. Cred că merită unul de aplauze. Și vă spun de ce. Ceea ce ați auzit acum, nu mi-am auzit. Ceea ce ați auzit acum este ChatGPT. Pe marginea unui poem de Val Mănescu. Am întrebat Val. Asta era, asta face parte tot din ceea ce nu era deloc programat. Val mi-a spus pe drum spre Comănești că a făcut azi noapte acest experiment, că a introdus pe ChatGPT un poem și a primit acest comentariu. Ceea ce v-am citit eu este un comentariu făcut de inteligență artificială. Da. Nu e un comentariu, n-am nici măcar naturală, dar mi-e artificială. Dar, pentru că, pe de o parte, mi-a plăcut acest comentariu, dar nu, dincolo de comentariul ăsta pe care îl poate face inteligența artificială, m-a pus foarte serios pe gânduri. Val, am văzut că eram cam crispat la volan, nu din cauza zăpezii, nu din cauza condițiilor meteo. E de meditat, aș spune eu, foarte, foarte serios la ceea ce se întâmplă,
dacă deja computerele au această capacitate de a simți poezia, adică e o interpretare, dacă nu v-aș fi spus lucrul ăsta, sunt absolut convins că ați fi luat-o ca atare, glumeam cu Carmen Mihalac și am spus, putem să o publicăm ca recenzii, dă un pseudonim, nimeni nu-și va da seama că nu e scrisă de o persoană reală. Și atunci, sigur că te întreb, încotro merge umanitatea? Dacă mai ceri o dată, dă alt i-a dat, a făcut și chestia asta. A cerut de trei ori, i-a dat trei texte diferite, exact, pertinente, da, la fel de da, impresionante. Și de toate trei faci unul ca Capodopede. Exact. Și atunci mă întreb, noi oamenii, ce o să mai facem peste 10 ani, peste 20 de ani, dacă deja calculatoarele comentează poezie, scriu poezie, puteți face și experimentul ăsta. Îi dați 5 cuvinte cheie și el creează un poem. Rămâi uluit unde am ajuns. Adică ce se va întâmpla de fapt cu noi, cu specia asta, cu umanitatea, într-un orizont nu foarte îndepărtat de timp. Pentru că, uitați-vă cât de accelerat se produc lucrurile. Rememoram și astăzi pe drum și alte dăți cu val, anii 80, anii 90. Cât de repede și cât de mult s-a schimbat lumea. Și habar n-avem încotro mergem. Și atunci, de ce am ținut să evoc fundalul ăsta? Abia în fundalul ăsta îmi dau seama cât de important este poezia, cât de important este muzica, cât de important este teatrul, cât de important este arta. Pentru că, de fapt, astea sunt cam ultimele bastioane pe care inteligența artificială încă nu le-a cucerit. Că în restul roboții fac toate minunile. Nu le-a cucerit total. Total. Și nu încă. Eu mă întreb, în momentul în care tehnologia se va dezvolta într-atât de mult încât să aibă deja umor, încă n-are. Frazele sunt încă artificiale, dacă te uiți cu atenție, vezi lipiturile, vezi, dar sunt niște algoritmi, sunt niște, dar în câțiva ani, cu siguranță, lucrurile astea se vor optimiza, în așa fel încât nu vom mai face distinția între lumea reală și lumea virtuală. Nu vom mai ști exact dacă vorbim cu un om sau cu un robot, pentru că ChatGPT ăsta e mai politicos, e mai uman, e mai prietenos, sigur că e un fake. Tot limba rusă. Dar, nu poți să nu te întrebi, vorba lui Alexandrei, adică băieții dumneavoastră vă întreb, unde mergem? Adică, cine așteaptă? Mai rămâne ca roboții să simtă în locul nostru și suntem out, suntem praf, suntem terminați. Ne mai rămâne, deocamdată, nu se știe cât și cum putem apăra chestia asta. Ei, suntem ca o cetate asediată, de fapt, nu le dăm seama. Dar ne mai rămâne arta, ne mai rămâne poezia, ne mai rămâne sensibilitatea, ne mai rămâne emoțiile. Că deja ați văzut că au creat-o pe Sofia sau cum o cheamă aia, s-a însurat unul cu, prin Dubai sau nu știu unde am văzut un expert acum câțiva ani, deja prin Japonia se căsătoresc cu roboți. Dar și noi avem la guvern, avem pe domnul Ion. Domnul Ion, da, dar încă nu-i căsătorit. E celibatar, își face acum zeistre, în câțiva ani cu siguranță îi se va găsi o parteneră pe măsură. Domnul Ion, să și mulțesc. Da. Acum să zic și un poem și după aceea să-mi văd de treabă, să mă întorc la gândurile mele, la chiar spainele mele. E un scenariu îngrijorător ăsta cu realitatea virtuală, cu inteligența artificială. Nu știu ce să zic. Și aici mi-au fost date planurile peste cap și vinovat tot domnul profesor Colăcel, pentru că eu m-am învățat lecția de la lansarea pe care am făcut-o la biblioteca de la Bacău. Val ne-a cerut celor care am vorbit atunci, fiecare să citească un poem. Și noi am fost ca niște ele de ascultători, doamne, te rog un poet, nu poți să-l refuzi. Și am citit un poem. Acum voiam să citesc alt poem, că am zis, doamne, să nu repet, să nu creadă că am citit unul singur din toată cartea. Numai că, acum, pentru că domnul profesor Colăcel a zis de lehamite, o să schimb planul, știți cum e, socoteala de acasă nu se potrivește cu aia de la Comănești, o să schimb planul și o să citesc unul chiar despre lehamite. Se cheamă Migrena de după. Ce e? Stați, la mine e invers, eu citesc fără ochelari, dacă îi pun ochelari nu mai știu să citesc. Trebuia să se întâmple o zi fără noimă, care nu trece decât dacă ești neatent la detalii. A plecat pe bar, cu paharul ascuns sub pălărie, cine să dovedească de unde provine dragostea asta de outsider? Cum am devenit partener în acest delict în care unul dintre noi trebuia să piardă fără regret inocența, lipsindu-se de celălalt? Nimeni nu va fi tras la răspundere,
Dar noi vom fi condamnați să plutim printre planete până la dispariție, în tic-tacul mohorât, din cearcănul ultimei jumătăți de oră, de dragoste neterminată. Iar ați aplaudat degeaba. Ăsta nu este un poem scris de Balmănescu, este scris de ChatGPT. Mădălina, hai legătură. Spuneați dumneavoastră cum de și bine că s-a întâmplat ca să revină Balmănescu. Ei, bine, eu zic că pentru asta, pentru această zi s-a întâmplat ca să-l mai avem, să scrie, să publice și să dea Dumnezeu și de acum încolo. Să mai scrie și peste 10 ani și peste 20 și peste cât va fi să scrie. De atunci de când am participat la Bacău la lansarea de carte, mi s-a pus un mod în gât, pentru că am primit cu tot sufletul replica adevărată a domnului Balmănescu, aceea a profetului neprimit în țara lui, dar pe de altă parte, din clipa aceea mi-am pus gândul acesta că trebuie, domnule, trebuie să gândim în comunești. Și mă bucur că și dumnealui a hotărât, poate zic eu și prin acel scurt dialog pe care l-am avut. Bineînțeles, timidă și începătoare, de vă spuneam că n-am eu loc decât așa, la final, să-mi împărtășesc gândurile, mi-am notat ceva. I-am zis o seamă de gânduri. Priviți titlul. Apropo, stați ochelarii jos, în cazul în care sunt ochelari de citit. Scrie mare. E bine nimic. Și de aici ce înțelegem? De fapt, totalul sens al cărții. Că nu e bine. Da? Spunea Eugen Ionescu, lumea este în același timp oribilă, superbă și divină. Apropo de totalul cărții, până la urmă de mesaj. Și am zis că viața lui e cheia care descrie înțelesul versurilor. Exact cum spunea și domnul Emil Nicolae, poetul de limbajul. Volumul e o enciclopedie cu ilustrații despre social, moral, intern, extern, iluzie, suferință, repulsie, moarte și, atenție, de ajunsuri, apropo de rehabite, că ne este de ajuns de multe lucruri. Din această carte zic eu că învățăm mai multe lucruri. Învățăm că suntem o cenușă perfectă. Înțelegeți că e vorba de o expresie a autorului. Apoi, că dorul e o boală ce provoacă abuzuri ale eului lui. Dor de orice, la oanică. Și că poetul, universal vorbind, e desculțul în pijama pe zăpadă. Fabulos vers. Îndrăznesc să spun că Balmănescu e golgheteră națională a poeziei. Să mă contrazică cine vrea. Dar să știți că există un joc semantic absolut. Nu sunt neapărat tablouri, sunt oglinzi anumite poeme. Expresiile sunt de multe ori noduri de legătură croșetate între poeme. Și dau două exemple. Rar mă arăt lumii sau urma umbrei sale. Sunt și titluri de poem și în alte poeme sunt versuri. Și atunci, de fapt, mesajul este împletit de la un capăt la altul. Ca o concluzie, nu-mi îngădui să spun că dacă trăiești aproape de geamandură, nu-ți va părea greu când trebuie să depășești. Vorba vine de acea noapte cu propulsie nucleară care vine curând, ultimul vers din volum. E o joacă absurdă să spun eu ce spune el poetul. Pot doar să înțeleg că poezia lui e o mână ce răsucește cheița imaginarului meu. Eu cred că motoul cărții este, bineînțeles, definiția atitudinii poetului, versul acesta. Nu vreau să las moartea înaintea poeziei, care de altfel a fost amintit de atâtea ori. Am fost ascultătoare și, bineînțeles, că m-am gândit și eu să aleg un poem pe care să citesc. La pagina 28 este poemul
stânga, spre dreapta, spre stânga. Și am zis să fiu ascultătoare și de chit. Dar l-am citit de la jumătate. Dreapta, spre stânga. Așa că am să citesc poemul invers. Muncitori, rare ori. Poeți aproape muncitori. Pictori, câteodată. Poeți aproape pictori. Alcoolici, majoritatea. Poeți aproape alcoolici. Farisei, câțiva. Poeți aproape farisei. Învingători, niciodată. Poeți aproape învingători. Silfide și babe, ajunse poeți. Poeți aproape silfide și babe. Pensionari, spre apus. Poeți aproape pensionari. Nebun, mereu. Poeți aproape nebun. Nefericiți, întotdeauna. Poeți aproape nefericiți. Acum a zis și eu că am urmă. Trei chestiuni rezultă din cele spuse de Mădălina. N-am știut, n-am știut că scrie așa de bine. După cum a sunat textul ăsta. A doua chestiune este că mă bucur să o aud de la și în ipostaza asta, pentru că sunt niște semnale și la orele de curs, adică se vede pasiunea ei pentru poezie și în felul în care interacționează acolo. Și a treia chestiune este că mai avem muzică, Ștefane? Una. Dacă îmi dați voie, eu aș mai vrea să fac o invitație către domnul Valmănescu de a fi membru al grupului de literatură și artă metaforei comăneștene, pentru că, deși din emoții am uitat, vreau să trasez două, trei cuvinte despre acest fapt. Da, existăm aici ca un grup de literatură și artă, nu tocmai cenaclu, poate am spune. Dar una dintre vocațiile sau scopurile noastre este tocmai această recuperare culturală. De aia mă bucur că astăzi suntem aici, că se întâmplă ceea ce se întâmplă și vă așteptăm ca un membru prin corespondență. Poate fizic ne va fi mai greu. Dar oricând vă așteptăm să ne fiți alături și, bineînțeles, și cu texte, dacă avem noi îngăduința de a vă cumula în antologia noastră. Sunt o onoare. Deci, acum, Colin, atunci îl lăsăm un pic, încă un pic, pentru că sunt convins că vreți să intrați în dialog cu Valmănescu. Ca întotdeauna, partea de final a unui asemenea eveniment este autorului, până la momentul de autografe și până o să ne spună Val, dacă dumneavoastră aveți, știu eu, întrebări, curiozități, care de făcut, dacă cineva vrea să intervină, nu știu, domnul primar sau dintre cei prezenți în sală, Val, sunt convins că e foarte curios să vă audă, să vă răspundă și să dialogăm. Ce să fac? Acum eu? Nu știu, vedem dacă e cineva. Eu am două versuri care îmi plac foarte mult de la tine, pentru că mi-am amintesc o perioadă așa în care suntem cu toții irresponsabili, inconștienți față de propria noastră viață. Că suntem foarte tineri, credem că totul este posibil. Iar Val are o poezie foarte, foarte scurtă. Așa, e minimalistă ca toată expresia lui poetică, care este și antitetică, deci ironie antitetică, oximoronică și foarte concentrată. Eu am spus emoții nu ascunse, că sunt concentrate. Și toată ilustrația pe care o face la propriul volum, pentru că Val are mai multe talente, v-am spus că este și un foarte bun regizor, este un bun scriitor, este și un bun desenător, face pictură, deci are un expresionist care și el este minimalist și sunt extrem de puternice. De fapt, și în viață și în toată poezia lui există această dorință de intensitate. De nici nu-mi plac lucrurile lălăite, pelteaua. Tot la ce mă întorc, care este
pe lângă Shakespeare, sunt dramaturgii mei de căpătâi, care te plângea mereu nepriceperea oamenilor de a-și trăi viața. Ori în bilanțul acesta, la un moment dat, Val spune: presimțeam că o să vină timpul să dau socoteală pentru seninul pe care l-am ignorat cu premeditat. Și cred că de multe ori ignorăm seninul din viața noastră, atunci când deja se strâng umbrele și când se presimte sfârșitul. Și asta vă propun, să fim cât mai senini. Chiar când citim o poezie care este atât de impregnată de tristețe, de melancolie, este ca o pânză freatică. Dar Val știe să înfrunte asta, pentru că arta este și un paliativ. Unul poate fi cele mai frumoase. Mulțumesc, Val! Mulțumesc! Finalul nu e aici, vorba unui cântec, mai avem un moment și un intervențiu muzical și după aceea Val Mărescu. Mă gândeam, ascultându-l pe Val și pe ceea ce spunea Carmen despre efectul poeziei, nu întâmplător una dintre cărțile anterioare ale lui Val se cheamă Efectul Placebo. El de fapt, n-am mai apucat să o spun, o adaug acum rapid așa. El, de fapt, din asta se hrănește, pentru el scrisul, asta înseamnă... Scuze, secundă. Da. Nu știu dacă nu chiar primă, da. Nu știu, m-aș feri de clasamente de felul ăsta. El e acolo, el trăiește în poezie, trăiește prin, pentru poezie. De asta zic și ce spuneam înainte cu concurența asta a celor pe care ne-o fac roboții și mașinăriile. Dacă nu cumva, ăsta ne este refugiul, dacă nu cumva aici ne vom regăsi. Acum, Ștefan, cred că e momentul pentru ce ai pregătit tu și după aia, la final, Val o să ne spună câteva cuvinte și sesiunea de autografe obișnuită. Te rog! Dacă permiteți să vă vorbesc de la același video cu dumneavoastră. Foarte mici, de ce ne aflăm acum în acest spațiu, la acest eveniment deosebit de important și de frumos în orașul Târgănești, într-un spațiu atât de prietenos și frumos și elegant, și nu ne aflăm într-un spațiu mai generos, cum este Palatul Culturii, Palatul Vitica. Nu ne aflăm într-un spațiu generos, cum este Clubul 1 Mai, sau într-o altă locație în care anumite persoane țărcotași ar comenta că, uite, primarul ăsta nu vrea să rezolve, uite, stă palatul ăla în paragină, uite, stă clubul ăla în paragină, și primarul ăsta, uite, pierde vremea, tot ce vorbește la telefon, eu am spus că este stern în câteva săptămâni, de milioane de euro, mă sună constructor, mă sună proiectantul, mă sună consultantul, mă sună ăla, dă-i domnul ăla să-ți ducă, pune-l ăla să facă și tot așa, și noi ne mișcăm și zi și noapte. Și acum o să vă povestesc o mică povestioară a Palatului Ghica. Palatul Ghica se află în proprietatea noastră. Acum. Nu mai este Palatul Ghica, ci este Palatul Orașului Comănești. Proprietarul Palatului este Orașul Comănești. Orașul Comănești e format din și mine, dumneavoastră, ca să sunt cetățeni ai Comănești. De ce este proprietatea Comănești? Pentru că noi am reușit să-l cumpărăm după ce a trecut prin anumite etape, prin căderea comunismului, înainte de căderea comunismului, a fost confiscat de comuniști, după aceea, după căderea comunismului, a fost revendicat. În urma revendicărilor și a diverselor procese pe care le-am avut noi cu revendicatorii, urmașii foștilor proprietari, au rezultat niște procese. După ce ne-au făcut solicitările de revendicare, primarul Orașului Comănești a emis o dispoziție de respingere a retrocedării. După care revendicatorul, fiind nemulțumit de soluție, ne-a acționat în instanță. Prima instanță care a judecat acest proces a emis
o sentință prin care a solicitat primarul orașului Comănești să emită o nouă dispoziție. Ne spunând să emită o nouă dispoziție de retrocedare. Să emită o nouă dispoziție. La care sentința am făcut apel atât noi, cât și cel care a solicitat imobilele respective, Palatul și Patria. Și ne-am judecat etapa 1, judecătorie, tribunal, curte de apel, în alta curte. Am ajuns la alta curte. În alta curte a dat spre rejudecare la instanța de unde a plecat. Și iar ne-am judecat etapă cu etapă, până unde am ajuns din nou la capăt și în felul acesta a câștigat, într-un final a câștigat procesul. Acum să vă spun care a fost chichița de a câștiga procesul. Ei, în același timp, deoarece erau, că motivul ar fi fost că ei nu sunt moștenitorii care ar mai fi avut dreptul la revendicare, pentru că se dădeau revendicările, se aprobau până la al patrulea an, până la al patrulea urmaș. A patra, și ei erau a cincea generație și nu mai aveau dreptul acesta. Dar ei au mai acționat în instanță, ocolul, așa zis, un fost ocol de la Argeș, unde își avea reședința, poliția din Argeș, poliția, postul din poliție. O căsuță mică, era un fost ocol cu două camere la partier și avea și o cameruță sub la etaj, așa. Și ei stau, da, ce, da, bă, camera, ce, păi, cu e asta, ia, bă, ce, da, bă, da, bă, da. Ei, aia a fost proba că ei sunt urmași de drept. Și când a venit pe partea noastră cu Palatul și cu asta, datorită sentințe dată și fiind sentință definitivă și irrevocabilă, au câștigat. Și după ce au câștigat Palatul, au mers mai departe și cu pădurile. Asta e altă poveste. După ce au câștigat la înalta curte Palatul și asta, au venit către autoritățile locale, pentru că erau obligat prin lege să respecte dreptul de preemțiune. Dreptul de preemțiune îl aveau primii, ca drept de preemțiune, Ministerul Culturii, pentru că este monument istoric. Dacă Ministerul Culturii nu își permitea să plătească banii pe care îi solicitau în 15 zile, avea dreptul să se ducă la următorul care avea drept de preemțiune, adică avea obligația să merg la următorul, care era Consiliul Județean Bacău. Dacă nici Consiliul Județean Bacău nu avea banii aceștia în 15 zile, venea la următorii, adică la Consiliul Local Comune, să ceară acea sumă de bani pe care au solicitat-o de fapt și în 15 zile trebuia să le plătim. Sau la Ministerul Culturii, Ministerul Culturii, ți-ați povestesc. Acum vă povestesc tot. Ministerul Culturii nu avea capitol aprobat de HG, guvern și așa mai departe în bugetul statului ca să-i plătească Palatului de la Comănești suma de. Și acum vă spun suma. Pentru că aveau treaba aranjată cu un spaniol, pentru că acest Palatul în Sturza este fiul lui Elie Vlad Sturza, cetățean spaniol. Este cel cu poză. A trecut poza. Elie Vlad Sturza? Bun. Elie Vlad Sturza, la vremea aceea era în viață, când ne judecam noi. Și l-am puternicit prin notariat, prin procurere, l-a puternicit pe Patin Sturza, bun. Și Patin Sturza, în momentul în care a câștigat definitiv și irrevocabil, prima dată a venit la noi ca să-l închirieze, pentru că prin lege spunea că poate să-l închirieze autorității locale. Eu imediat m-am bucurat aia, zic că e vreo 10-20 de milioane pe aia și scoate, că zic eu ce-ți fac cu el. Dar fetele de la mine, de la juridic, mi-au spus, domnul primar, nu e așa. Nu credeți că, zic, nu, ce, cui să-l dea? Zice, ca să îl putem închiria, sunt stipulate în lege condițiile clare, acolo în care spune, terenul se închiriază cu atât metru pătrat, clădire cu atât metru pătrat și trebuia să dăm aproape 2 miliarde de lei pe an închiria. Eu când am văzut așa, zic, băi, stai un pic. Nu-i prea convine să scoate cu lei, convenea situația asta, treceau ani și veneau bani. Și atunci, când a venit să ne ofere chiria, spre chiriere nouă și așa, i-am spus, domnule,
nu ne interesează acest aspect, pentru că chiria prin lege, păi nu, că trebuie să respectăm legea și dumneavoastră, că de acum noi suntem plini de bani și îi plătim. Nu, noi nu o să avem să vă plătim, dar nu noi vă vom plăti dumneavoastră o sumă de bani, ci dumneavoastră ne veți plăti, începând cu data când ați câștigat și aveți existența definitivă, ne veți plăti dumneavoastră impozite pe acest imobil, teren plus plat. Și vă mai atrag atenția, pentru că la noi, Covănești, impozitele nu sunt mari, nu sunt exagerate, nu sunt nimic. În schimb, la palate, impozitele sunt extraordinar de mari. Și dumneavoastră sunteți proprietarul palatului și singurul palat din Covănești, deci veți plăti, s-o prins la figură, că o să-l frigem la bar puternic, și atunci a venit cu un spaniol care și-a exprimat dorința să cumpere acel palat. El știind că Ministerul Culturii nu are bani, Consiliul Județean nu are bani, oricine în 15 zile să dea bani, Consiliul Local Comănești, ăsta era ultimul care lua în calcul că ar fi avut, să ar fi solvabil să-i plătească lui suma de bani. Și atunci au venit cu oferta către Ministerul Culturii, către IAGRE, 500.000 de euro. 500.000 de euro la vremea aceea erau 23 de miliarde de lei vechi. Și ne-am dus frumos la... au dus la aia, au dat negații în Ministerul Culturii în secunda 2, s-au dus la Consiliul Județean, au dat negații în secunda 2 și a venit la Consiliul Local Comănești. Consiliul Local Comănești, când au venit cu hârtuță, am spus, da, vă plătim banii. Deci, da, dar trebuie să ne dați banii 15 zile. Că dacă facem un prumul la vreo bancă, că ne ducem și trece termenul și nu mai ieșim din schemă. Nu, zic, noi avem bani și vă dăm banii dacă vreți astăzi. Nu se poate, zice. Nu zic, ba da, se poate, a dat în bulbea. Și zic, atunci, uitați, facem formalitățile necesare, mergem la notariat și vă achităm bani. Eu aveam niște bani puși deoparte, ca să zicem în ghilimele așa, pentru că aveam proiecte în derulare, ca de fiecare dată și acum avem proiecte foarte multe în derulare și avem banii pentru cofinanțare proiecte. Dacă nu ai acei bani, nu poți să derulezi proiectul european. Și zic, am luat imediat suma de acolo ca să nu pierdem palatul, pentru că știți toată lumea, cât se discuta în momentul în care se presupunea că vom pierde palatul, că se spunea, zice, haide să adunăm câte un leu, câte un euro, la fiecare cetățean, să nu pierdem, să nu ne îngroa așa, vai, vă spun eu, nu adunam niciun bani, nu adunam nici bani să trece strada, pentru că am avut experiențe de astea și lumea nu dă niciun bani, e lasă cu ochii în soare. Deci baza era la ceea ce, pe ce bazam noi. Și atunci ne-am dus la notariat și a vrut să ne mai prindă încă o dată, la înghesuială, prin faptul că noi, fiind autoritate locală și de stat, nu aveam voie să cumpărăm ceva, adică nu, să-i virăm banii în cont, fără ca să avem un act anume. Actul era actul de vânzare-cumpărare. Iar el a găsit chichița, domnule, eu nu semnez până nu văd banii în cont. Dacă văd banii în cont, semnez, dacă nu, nu. Atunci am încercat un artificiu, am trimis oamenii mei la bancă, ca în timp ce eram noi la notariat, ăia ai mei din bancă să facă viramentul și să-mi trimită ordinul de plată, să certifice că este achitat, că sunt trimiși bani în bancă și el să ne semneze. N-am mers nici varianta asta. Pentru că banii, când ne semnez ordinul de plată, nu intră în cont în secunda 2. Banii se duc și mai durează două zile până intră lui în cont. Și, deci, de fapt, săracul s-a chinuit să ne blocheze într-un fel sau altul. Următorul pas a fost, pe care ne-a salvat pe noi atunci, a fost notarul, care a spus așa, zice, nu e nicio problemă, facem o ipotecă. Și cel care vă face viramentul în cont, nu va intra în posesia imobilelor, până când noi... Nu ridică ipoteca până când nu intră banii în cont. Și am rezolvat problema. Și în felul ăsta am devenit proprietarii Palatului Ghica, noi cu toți. Iar dacă cineva acum încearcă să reproșeze autorității locale, că de ce nu îl renovăm? Că nu avem bani, de asta nu renovăm. Uitați, domne, țigla aia, tabla aia, turnul ăla, da, așa e, dar n-am bani, șeful. Noi nu am fost pregătiți ca noi să venim
Ghica ăsta a făcut palatul ăsta în an de zile, nu l-a făcut în 3 luni, în 3 ani. A durat vreo 10 ani până l-a făcut el tot palatul ăsta, l-a lucrat de mulți ani de zile. Păi ce Comăneștiu este deodată totul plecat, gata frate, eu de acum m-am apucat de palat. Dar știți câte anexe a dat? Știu, a avut cât lumea. Da. Bine, o să-mi stărit de cea mai înaltă clasă. Depozitele orașului au fost în anexele astea. Depozitele orașului după 45. Da. 48, după ce s-a născut. Da. Magazinele palatului, Ghica, au devenit depozitele de alimente ale orașului. Cartofii... Și acum există beciul de lângă... De acolo în spate, care este un beci generos, foarte mare și mai departe. Și Grajul. Grajul a fost transformat în sală de sport. Unde-i poliția acum era? Da. Uite, asta a fost istoria Palatului Ghica. Noi, în momentul acesta, suntem proprietarii Palatului Ghica. Putem să bem cafeaua la Palatul Ghica, putem să ne întâlnim cu toții la Palatul Ghica. Când? Acum, dacă vreți, acum. Eu în salon, așa facem, da? Dacă azi doar facem bani, așa salone facem un salon. Eu am învățat Madame de Recamia. 10 ani. Deci am făcut grădinița până la clasa 8-a, eu am fost zi de zi în Palatul Ghica. Următoarea lansare oricum la palat. Și în turnul, cu ceasa, când era, încă era ceasul acolo. Era ceasul, domnul Bază. Vă dați seama că... Și-a luat bătaie de la profesorul Grim, că am urcat în turn, adică era pe voi acolo. Câte ori s-a pus. Acum să lămurim o problemă foarte importantă. Pentru că eu sunt un politic. Pentru că în politică este mizerie, pentru că în politică se încearcă tot felul de denigrări, tot felul. Mi-au aruncat, zice, ați văzut, domnule, a luat palatul, domnule, dar știți ce bani au dat, domnule, știți ce bătaie de joc, păi dar a făcut numai maltrapanță, că nu m-aș mai pierni, numai nu ce. Încercând să spună că am dat niște sume colosale și că eu mi-am băgat în buzunarul stângul dreptul și nu știu mai care buzunar, bănuții din la vânzarea asta. Suma cu care am achiziționat palatul a fost 500.000 de euro, aproximativ la vremea aceea, 23 de miliarde, dacă nu cumva chiar 23 de miliarde și ceva, suprafața de teren pe care am achiziționat a fost 74.000 de metri pătrați, ceea ce înseamnă 7 hectare 400, dacă împărțim suma, dacă împărțim suma de 500.000 de euro la cei 74.000 de metri pătrați, o să vedeți că rezultă 7 euro metru pătrat. 7, ceva. Palatul, 0 bani. Deci numai terenul aferent acestui parc la 500.000 de euro reiese că ar costa 7,6 sau ceva. Ei, peste drum de Palatul Ghica, în spațiu unde a funcționat fostul UFED, EFIL, și cum s-o mai chemând acele societăți comerciale și s-au vândut pe bucățele, o singură societate, știu prețul, pentru că cei care au vândut acele terenuri le-au înscris la primărie. Actul de vânzare-cumpărare. Acestea sunt acte oficiale și aceste acte oficiale se depun cu dosar, cu înregistrare, cu un act notarial, actul de la... și prețul de vânzare-cumpărare al doar unei societăți comerciale, care cu al urmă e proprietate, asta e, nu știu ce o să fie, Kauflandul e societate comercială, nu e societate comercială, e multinațională. L-a cumpărat cu 160 de euro metru pătrat. Deci a fost fantastic. Păi și tu vii la mine să-mi spui mie primarului că a făcut matra pazlicului, că l-a luat cu 7 euro metru pătrat și Palatul Ghica gratis. Păi dar a fost dumping. Dumpingul, știți, s-a constat în faptul că ei au marjat pe faptul că nu vom putea avea banii cash atunci ca să putem cumpăra pe loc. Oricum ați avut juriști foarte buni. Au găsit chichișele. Și primar extraordinar. În primul rând, că de-aia e primar. Flerul care l-am avut, deci flerul care l-am avut m-a ajutat ca să nu
scăpăm acest imobil deosebit de important pentru orașul nostru. Următorii pași, ca să putem să-l reabilităm și să fim fost acum în acea casă generoasă a noastră orașului, pentru că dacă un eveniment ca acesta, puteam să-l desfășurăm într-o asemenea instituție pompoasă. La noi în oraș, mai sus decât palatul, nu puteam să merg. La următoarea unde vă invităm? La următoarea, la Palatul Ghic. La următoarea. Da. Ei, ca să putem să desfășurăm toate aceste activități de reabilitare, de modernizare și de tot ce este, este nevoie de bani. Acești bani, noi, comăneștenii, nu putem să-i adunăm, nu putem să-i producem și nici nu putem la juca la 6 din 49 sau la alte păcănele ca să facem rost de bani. Noi trebuie să depunem proiecte europene pe care să le câștigăm, să le putem reabilita. Și am făcut demersurile. Următorul demers a fost în vederea rezolvării studiilor și a documentațiilor de a putea să dăm drumul la proiectul tehnic de reabilitare și așa mai departe. Și am găsit o finanțare nerambursabilă pe asta prin Institutul Național de Patrimoniu, care a fost o sumă mică, 1.600.000 sau 800, nu știu. 600 și un pic. 1.600.000 și ceva. Și astăzi m-a sunat cineva de la Universitatea de Arhitectură București, care venise, am chemat și rectorul Universității de Arhitectură și a venit și profesor universitar de acolo. Și azi a vorbit cu un profesor universitar de acolo și zice, dar bine bă, n-ai putut să ne dai nouă să facem noi documentația, ce te-ai dus la alții? Că noi am venit, s-a deplasat aici, ce-i drept, că am avut o cunoștință acolo și a venit cu rector, cu toată lumea. Zic, domnul profesor, știți cu cât am făcut toată documentația? Cu cât? 1.600.000. Ai, nu ți-a făcut nimeni cu 1.600.000. Bă, da, veniți să vă arăt documentele. Cu 1.600.000. Le făceați? Nu. Și atunci am făcut documentația și am depus-o în vederea finanțării la Compania Națională de Investiții. Compania Națională de Investiții, care la ora aceasta a reabilitat Cazinoul Constanța cu nu știu câte milioane de euro, mi se pare că o sumă destul de mare, 15-20 de milioane de euro. 23 de milioane. Da. Palatul Ghica la ora aceasta necesită o investiție de aproximativ 7 milioane de euro. Palatul Ghica. Și suntem în lista de sinteză a Companiei Naționale de Investiții privind reabilitarea acestui imobil al nostru și așteptăm finanțarea. Dar nu suntem siguri că ne dăm drumul la finanțare anul ăsta, la anul sau peste 100 de ani. Și atunci am mai găsit o portiță prin noile programe care se lansează acum prin programul operațional regional, ca să încercăm și acolo și încercăm drumul la documentații să putem să câștigăm bani ori prin programul operațional regional, prin fonduri europene și nu îl scoate nici la Compania Națională de Investiții, dar eu sunt convins 100% că mai bine îl vom face prin fonduri europene, prin POR, decât prin CNE, prin Compania Națională de Investiții. Asta e situația la ora aceasta. Că vin unii și facă, domne, ar trebui să facem, domne, cum să lăsăm noi palatul în paragină. Uftim, domne, sunt din ăștia care nu au idee ce înseamnă să faci o investiție, să demarezi un proiect, să poți să faci așa ceva. Să poți să te descurci cu un asemenea eveniment, un imobil de asemenea importanță. Da. Acum, dacă mi-ați permite încă 5 minute, să vă spun că v-aș fi invitat și la Clubul 1 mai, unde aveam săl generoase, bibliotecă generoase, cabinete generoase, aveam spații generoase. Acel club a fost vândut. După ce a fost vândut, pe nu știu ce sume, a fost mânărit din tot felul, prin tot felul de antreprenori, din ăștia de-a noștri, de pe aici, de pe plan local. Bun. Și după ce a trecut și prin mâna unui turc, la un moment dat, a fost la unui turc, au fost ipotecat prin bănci, prin tot felul, la un moment dat a ajuns la cineva din Comănești, care a venit cu act oficial la noi de ofertă de vânzare. Ne cerea pe el 80 de miliarde lei vechi.
și mă opresc, nu spun lei vechi și cât ar fi costat și lei noi, pentru că atunci nu erau lei noi. E treaba veche că nu se schimbase, lei vechi, lei noi. 80 de miliarde. Am făcut pașii necesari și negocierile necesare și cu comisiile care am făcut noi și cu cât oferta el și cât cădeam și cât cădeam și cât iar ofertam, am scăzut de la 80 de miliarde la 50 de miliarde. N-am vrut să mai scad de atât. Ori pentru noi era imposibilă acea sumă colosal de mare pentru noi. După care au mai trecut câțiva ani și acea persoană l-a vândut sau l-a dat prin donație unui văr de al său și a venit vărsul după aceea și l-a ofertat cu 70 de miliarde. Iar comisii, iar negocieri, iar discuții, iar nu știu ce și am ajuns din nou la 50 de miliarde. Și nu l-am putut lua nici așa. Și iar am mai trecut an și an și m-am trezit cu un domn la mine în secretariat și m-a spus, eram foarte aglomerat. Când a trecut, domnul primar, aș vrea să vă deranjez într-o problemă. Spuneți. Și că aș vrea să vă ofertez clubul. Lăsați-mă, domnule, cu clubul. Cu 70 de miliarde și cu 80 de miliarde nu mai veniți cu de-astea la mine. Și nu, domnul primar. Eu sunt lichidator și cineva a împrumutat niște bani și eu pot să vi-l scot la vânzare. Și mă interesează dacă vă interesează. Zic, dar ce sumă? 300 de mii de euro, nu știu, 16 miliarde. Zic, băi, tu faci, cum îți spune nimic? Am băgat în birou, când vreți bani? Păi, zic, că dumneavoastră puteți să ne faci tot. În câteva zile am cumpărat clubul. 16 miliarde de lei, de la 80. Și la fel și la clubul nu mai se spune, bă, primarul, ce golanele a făcut primarul, că a vândut, a luat și a cumpărat și a dat și la nu știu ce a mai făcut. Noi am cumpărat pentru că era necesar și este necesar ca noi să avem acest imobil ca și casă de cultură și nu puteam să ne permitem nici la 80 de miliarde, dar l-am luat de la așa, la noroc, am putea spune, cu această sumă. Zice, și de ce nu reabilitează? Pentru că nu avem bani, domnilor. Pentru că noi așteptăm tot, bineînțeles că am făcut după aceea proiect ca și cu palatul. L-am depus la Compania Națională de Investiții, se află în aceeași listă sinteză de investiții și clubul și palatul, aceste două imobile. Și dacă găsim finanțare pe alte fonduri, pe alte proiecte, bineînțeles că ne ducem și cu clubul numai în același fel. Dar noi avem depuse documentații și pentru nu și pentru alt. Clubul numai, ca și valoare estimativă de finanțare, este vreo 3 milioane de euro în acest moment. Și dacă dă Dumnezeu și găsim posibilitate, o să facem o lansare de carte când la palat, când la clubul numai, când la palat, când la clubul. Dar până atunci, tot în această casă micuță și prietenoasă ne mai putem vedea cu ocazia unor astfel de evenimente și să dea Dumnezeu să veniți să vină fiecare din această sală cu o variantă și cu o și noi, mai ajutăm copacul. Deci, am făcut plăcere să fiu aici, domnul primar. Poate mai în cabinetul ăsta medical, aici a fost... Da, știu. Da. Aici am făcut prima injecție în viața mea. Și de-a durut? Și de-a durut? Și de-a durut? Și nimic nu m-a durut. Injecții de să faceau în fund. Și cu niciodată. Puteți spune că după evenimentele și, cum să vă spunem noi, prin ce ați trecut dumneavoastră, perioada care ați avut-o, a fost de leac acea injecție. Da! A fost de leac. N-a fost chiar de leac. Vreau să vă ofer o carte cu autograf. Da, mulțumesc frumos. Să citiți. Mulțumesc frumos. Că e și despre politică de acolo. Da? Pentru că avem și cu mare înșelie. Mulțumesc frumos. În ultimul rând. O să vin cu o propunere ca să-i conferim domnului Balmănescu titlul onorific de cetățean de onoare al orașului Comănești. De ce vă spun că este titlul onorific? Ca
ca să știe toată lumea. Adică nu-i dați și palatul. Nu beneficiază, nu beneficiază, în afară de facilitatea de a putea bea cafeaua în fiecare dimineață la Palatul Ghica. Nu beneficiază de niciun fel de avantaje financiare, materiale sau de altfel. Dar e obișnuit cu asta. Da. Așa că avem o posibilitate pentru că sunt niște treburi destul de sensibile. Am înțeles, am vorbit cu voi. Și o să găsim o oportunitate. Ultimul cetățean de mare, cred că nu mai știu exact dacă este așa. A fost doamna Loara Mandea. Loara Mandea, zicea. Da. Și tot așa a durat o perioadă de timp, pentru că ce domnule, dar ce nu are, nu? Sunt niște chestii mai sensibile, dacă îi dai drumul, zice ăla, da, vreau și eu, dar de ce nu ăla, dar de ce nu ălalt, și tot așa. Așa că o să... V-am trecut pe listă, ca să zicem. Mulțumesc mult! Mai stați un pic, jos, că tem treaba cu vreau să vă mulțumesc tuturor că de bună răbdare și a stat aproape două ore aici și ne-am simțit foarte bine. Mulțumesc după Sergi Chinilă, eu cu el am ținut legătura și am aranjat lucrurile astea, doamna Fornazer, Mădălina, mulțumesc domnul profesor pentru cuvintele pe care le-a rostit privitoare la cartea mea și să-mi dați voi să vă citesc repede și bine un poem pe care l-am citit și la Bacău, am avut mare succes, sper că și aici. Oțitul cu roz de argint. Pe vremuri, la oțitul meu autohton de tristă amintire pentru care nutream o mândrie foarte patriotică, am pus roți cu spițe nichelate de BMW, ca lume, găsite la gunoi într-un sat prăpătit din Austria. Roți frumoase pentru o mașină superbă și națională. Totuși nu mi-a căzut bine la ficați când într-o bună dimineață, somn ușor, miliția locală, am găsit mașinuța mea românească, fără roți, în parcarea blocului, sprijinită pe butuci de tristă amintire. De aia depus pe foc să ardă în flacăra istoriei, precum capitalul lui Marx la Revoluție. Dar am plâns și oricum roțile noi mă puneau în eclipsă socială. Prietenii mă invidiau pentru oțitul meu cu roz de BMW. Vecinii nu mai îmi răspundeau la salut. Toți se uimeau de spițele nichelate din Occidentul până mai ieri decadent și gustind de păcate, mă înjurau în gând, ronțe în semințe de dobleac sau trăgând din țigara Carpați fără filtru, dar visând în secret, la ziua când Europa ne va lua în brațe și vom sărbători cu mere și mici evenimentul pe stadionul 23 august din localitate. De ce aș fi plâns când germenii capitalismului se manifestau deja în România mea, iubirea era pretutinde, iar roțile acelea mici de tractor universal 650 de tristă amintire, vopsite cu bronz argintiu, erau la fel de rotunde. Ceva pentru dumneavoastră, dar la următoarea întâlnire, cei mulți spune. Vă aștept să luați cărți, să vă dau autograf, gratuit, autograful gratuit. Și mă mulțumesc încă o dată pentru tot. Mulțumesc mult. Băi, s-a terminat pixul, frate. Dacă n-ai pix, ia pasta. Gata. Ia uite, mă. Gata, vezi. Știi cum să scrie? Lasă că ăsta-i scump, iar pe ăla de 2 lei. Da, măi, ți-o dau înapoi. Azi că știu eu cum dați voi băieții ăștia. Mulțumesc. Eu o să mă retrag, dacă îmi permiteți, să nu vă supărați. Ne-a făcut o mare onoare și o mare cinste. Să vă dăm sănătate. Și să vă dăm să mai veniți aici. Și pentru nici pe ocazia altor evenimente, dacă nu mă mulțumesc. Sănătate și puterea. De la Monica de la Brașov, pe data de 15 la Thank you.
Așa.